polița are ceva în mașină, nu de a explodat. O explodă o mașină și din cauza asta explodă și la și geamurile de la un apartament. Așa auzei. Dar ce trebuie să și apartamente și mașini și tot. Dezastru. Sunt victime? Sunt victime? Nu știu. Dar nu vine nimeni, mă! Bă, bune! Explozie în Vâlcea. Din primele informații, au explodat acolo o serie de buteli de oxigen și sunt trei victime anunțate până la această oră, persoane rănite. Nicoleta Ene, colega noastră, ne ține la curent. Ce ai aflat, Nicoleta? Bun găsit tuturor! Dubița, în care erau echipamente pentru lucrare la o instalație de gaze, respectiv în duba respectivă se afla o butelie de oxigen. Șoferul, în momentul în care a încercat să deschidă cu telecomanda ușile, pur și simplu mașina a sărit în aer, iar din cauza suflului foarte puternic, șoferul a fost aruncat câțiva metri. De asemenea, un alt bărbat care se afla în apropiere a fost rănit de suflul exploziei, iar cea de-a treia victimă este vorba de o femeie. Aceasta a suferit atacuri de panică și de asemenea a avut o serie de zgârieturi provocate de geamurile de la mașinile și apartamentele care s-au spart tot din cauza suflului exploziei. Mașina a ars aproximativ 10-15 minute ca o torță, timp în care s-au produs mai multe explozii. În parcarea în care a avut loc explozia din Râmnicu Vâlcea sunt cel puțin 7-8 dacă nu chiar mai multe autoturisme avariate. Geamurile de la parter și etajul 1 al blocurilor din împrejurim de asemenea sunt sparte, au fost aruncate plasele pentru țânțare, au fost aruncate la distanțe foarte mari. În zonă au ieșit din blocuri speriați foarte, foarte mulți oameni. Pompierii au ajuns după aproximativ 10-15 minute, timp în care mașina deja, flacăra care ardea mașina, a început să se diminueze. În acest moment, la fața locului, sunt echipaje de pompieri, polițiști și de la salvare. Se încearcă să se stabilească exact ce a dus la explozia mașinii respective. Patronul șoferului care a fost rănit spunea că bărbatul respectiv, în vârstă de aproximativ 50 de ani, urma să facă o lucrare la o instalație de gaze într-unul dintre blocurile unde a avut loc explozia. Nu se știe dacă avea asigurare, nu se știe cine va plăti pagubele colaterale. Mulțumesc, mulțumesc, te rog, pentru că avem acum, iată, informații oficiale de la autorități. Cătălin Popescu, Iisus Vâlcea, este la telefon. Bună ziua, domnule Popescu, ce informații aveți? Bună ziua! Multe amănunte față de ce v-a relatat colega dumneavoastră, nu pot să vă dau, că încă nu am obținut foarte multe informații. Este vorba de o explozie urmată de incendiu, s-a intervenit și cu puțin timp s-a și lichidat acest incendiu. Noi am acționat în principal pentru stingerea incendiului și am acordat primul ajutor unei victime care suferise un atac de panică în zona respectivă. Acesta a refuzat transportul. Din nefericire există și alte două victime care au fost îngrijite de către echipajele SAJ. Una dintre acestea a suferit și arsuri pe spate. Ele au fost transportate, sunt conștiente și au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare. Știți mai exact decât noi ce a explodat acolo? Încă nu am aceste informații. După ce se vor îndepărta părțile din construcția din apropiere, blocul din apropiere, geamuri și alte elemente care pot să pună în pericol trecătorii, se vor face cercetări pentru a se stabili care a fost cauza producerii acestui eveniment. Mulțumesc, Cătălin Popescu, Iisus Vâlcea. Larisa Popa, colega noastră, are și ea detalii, te rog.
Bun găsit, s-ar fi produs această explozie, cel puțin spun sursele noastre care se află acolo la fața locului, din cauza unei probleme la rezervor. De acolo ar fi fost această explozie puternică. Am văzut un suflu extrem de puternic și mai multe explozii după prima explozie. Geamuri distruse, apartamente distruse, sunt și polițiștii acolo la fața locului și deja au deschis un dosar penal pentru distrugere, pentru că vorbim atât de pagube materiale, dar vorbim și de rănirea mai multor persoane, așa cum spuneau și colegii noștri, sunt trei persoane rănite, două dintre ele sunt transportate la spital, una cu arsuri foarte grave. Vorbim, iată, de un dosar care se află acum în instrumentare, sunt acolo forțele de ordine, da. Cu două mașini de apă și spumă s-a acționat acolo la fața locului, iar în momentul acesta, din câte știu, pompierii răcesc zona pentru a nu se produce și alte incidente. Mulțumesc, Larisa.